ce proiecte ați depus, da. În ce stadiu vă aflați cu ele, ce finanțare ați obținut? Avem multe proiecte. Primul proiect care am primit veste chiar ieri este vorba de un proiect împreună cu școala. E vorba de dotarea școlilor cu mobilier, cu echipamente IT și ne bucurăm și așteptăm cu nerăbdare semnarea contractului ca să putem să-l implementăm. Ce implică acesta? Ce valoare are? Deci proiectul este foarte bun. Table inteligente, luăm echipamente IT, dotăm laboratorul de IT cu toate echipamentele moderne. Adică o să fie școala altfel. Valoarea este foarte bună, numai să avem bafta să fie finanțată. Că sunt 2251 de proiecte depuse la nivel de țară și să sperăm că, adică noi ne-am făcut punctaj, am făcut scorarea, scorul este bun.